Zeci de kilograme de alimente au fost aduse de Crucea Roșie Mehedinți oamenilor din satul Oprănești. Plase cu ulei, pâine, paste făinoase și apă au fost distribuite cu sprijinul polițiștilor de frontieră și pompierilor care au pus la dispoziție mașini de teren. Salvatorii au luat de la pas fiecare uliță în parte pentru ca toți cei cu probleme să primească plasa cu alimente. Aproximativ 145 de persoane sunt ca și izolate după ce drumul care ducea spre sat s-a surpat pe o porțiune de 600 de metri și singura cale de acces acum este printr-o pădure. Alimentele au fost cumpărate din banii donați de Crucea Roșie Română, iar partenerii din MEAI au asigurat transportul și distribuirea acestora către beneficiari. Filiala de Crucea Roșie Mehedinți, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Poliția de Frontieră, ne-am deplasat cu alimente în satul care a avut mari probleme, după cum se știe, până la nivel central, satul Oprănești din comuna Cuznicioara. Trebuie să promitem cetățenilor, am venit pe drumuri necunoscute aici, ne-am descurcat, dar să știe că aceste produse sunt donate din partea Crucii Roșii Române pentru a veni sprijinul persoanelor afectate de aceste drumuri. Până se refac aceste drumuri, ne intră în obligație și în atribuție la toți să venim în rândul oamenilor și să-i ajutăm, să-i sprijinim. De fapt, acesta este rolul Crucii Roșii Române. Crucea Roșie Mehedinți va continua să monitorizeze situația persoanelor afectate din satul Oprănești, în colaborare cu instituțiile locale din județ.